cursul serii trecute, în jurul orelor 22, în localitatea Năsăud, am fost sesizați privind producerea unui accident rutier, în urma căruia o tânără în vârstă de 17 ani a decedat. Aceasta a fost colizionată în timp ce traversa pe trecerea de pietoni semnalizată de un conducător auto care ulterior a părăsit locul accidentului. Acesta a fost identificat la scurt timp, constatându-se că este vorba de un agent de poliție, vârstă de 26 de ani. Tânărul și-a recunoscut fapta și și-a prezentat demisia din această calitate. Cercetările au fost preluate de către procurori din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița Năsăud, iar tânărul urmează a fi prezentat cu propunere de reținere pentru 24 de ore. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, indicând faptul că se afla sub influența băuturilor alcoolice, fiind recoltate două probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. Conducătorul auto se afla în concediu medical și era la volanul mașinii personale.